Frați și surori, avem parte de încă de o sărbătoare a cincizecimii, un timp în care stăm înaintea lui Dumnezeu și îl căutăm pe Domnul, îl onorăm pe Domnul, încercând să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi în vremurile acestea, cum vrea Dumnezeu să-L slujim și în ce fel vrea El să ne terminăm alergarea în care suntem implicați astăzi. Aș vrea, în timpul care a mai rămas, să rostesc o predică pe care am intitulat-o Lucrarea Mângâietorului. Și aș vrea să încep să vă spun că, începând de la cincizecime, lucrarea Duhului Sfânt a ocupat un loc special în învățătura și practica Bisericii Primare. Odată cu trecerea timpului, mai întâi practica și mai apoi și învățătura a suferit mult și biserica a reușit să se descurce fără ajutorul Duhului Sfânt. Secolul 20 a fost un moment al istoriei în care a apărut mișcarea penticostală, mișcarea harismatică, și oamenii au revenit cu învățătura și mai apoi cu practica, onorându-L pe Duhul Sfânt, chemându-L să lucreze în inimile lor și în bisericile lor. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, Duhul Sfânt este pomenit de 90 de ori. În Noul Testament este pomenit de peste 260 de ori. Și ori de câte ori vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, trebuie să spunem că Biblia vorbește mult despre asta. Când citim Biblia, întâlnim numele Duhului Sfânt și, înțelegând numele Duhului Sfânt, putem să pricepem faptul că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Aș vrea să vă aduc aminte de câteva dintre ele și să spun faptul că sunt nume care descriu divinitatea Duhului Sfânt. Spre exemplu, citim despre Duhul, Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Hristos, Domnul. Toate acestea vorbesc despre divinitatea Duhului Sfânt. Sunt nume care vorbesc despre atributele Duhului Sfânt, spre exemplu, Duhul Adevărului, Duhul Sfințeniei, Duhul Puterii, Duhul Înțelepciunii sau Duhul Profeției. Sunt nume care descriu lucrările Duhului Sfânt, spre exemplu, Duhul Harului, Harul este o lucrare a Duhului Sfânt, sau Duhul Credinței, sau Duhul care dă viață, Duhul Înfierii sau Mângâietorul. Atunci când vorbim despre Duhul Sfânt, înțelegem că Biblia îl prezintă ca pe Dumnezeu în Trinitate. Când vorbim despre Trinitate, acceptăm faptul că dacă nu credem, logic, nu o putem înțelege. Ceea ce Biblia spune despre Trinitate este faptul că Trinitatea este în unitate și unitatea este în Trinitate. Ori de câte ori citim Biblia, întâlnim câteva expresii, câteva în Vechiul, câteva în Noul, care vorbesc despre Dumnezeu Tatăl, despre Dumnezeu Fiul și despre Dumnezeu Duhul Sfânt. Există o formulă folosită la botez. Există o formulă care este folosită în 1 Corinteni, capitolul 12, în contextul explicării darurilor. Există o benedicție pe care o folosește Pavel, adică o rugăciune, sau o introducere pe care o folosește Petru. Și toate acestea sunt folosite ca să afirme divinitatea, dumnezeirea Duhului Sfânt alături de Tatăl și alături de Fiul. Pentru ca oamenii să onoreze pe Dumnezeu Tatăl și pe Dumnezeu Duhul Sfânt alături de Domnul Iisus Hristos. Când vorbim despre divinitatea Duhului Sfânt, trebuie să spunem că atunci când lucrează pe pământ, în mod special de la cincizecime încoace, există o mare complexitate în această lucrare. M-am tot gândit cum să prezint această complexitate în câteva cuvinte și aș vrea să fac următoarele două afirmații. În toată Biblia aceasta de la cincizecime încoace, cuprinzând și Evangheliile, de fapt de la începutul lucrării Domnului Iisus încoace, întâlnim două lucrări uriașe pe care le face Duhul Sfânt. Prima dintre ele are rol soteorologic. Soteria vine de la mântuire, adică are rol mântuitor. Și este lucrarea pe care o face Duhul Sfânt în inima omului ca să-l mântuiască.
Dumnezeu Duhul Sfânt vine în inima omului, nu prin intermediar, coboară în sufletul lui, coboară în cele mai adânci dimensiuni ale existenței și acolo face o lucrare de restaurare, îl mișcă, îl ridică, îi vorbește, îl cheamă, îl sensibilizează și omul pur și simplu simte că se întâmplă ceva cu el, devine sensibil la lucruri pe care le ignora. Nu mai poate să fie disprețuitor vis-a-vis de anumite aspecte pe care le trata cu nebăgare de seamă. Simte că se întâmplă ceva în inima lui. Este o lucrare mântuitoare, interioară, care se întâmplă în inima omului. Și lucrarea aceasta interioară, mântuitoare, soteorologică, nu privește deloc lucrarea harismatică și exterioară. Nu privește deloc lucrarea unde se manifestă daruri, putere, unde se manifestă slujbe, autorități, unde se manifestă mărturie, roada Duhului, nici vorbă, ci este lucrarea din inimă, lucrarea ascunsă, lucrarea care are în vedere mântuirea unui suflet, mântuirea unui om, indiferent cine este omul acela. Duhul lui Dumnezeu coboară în inima omului, în adâncimile existenței personale și face o lucrare în interior ca să-l mântuiască pe om. Este lucrarea soteorologică. Și de multe ori predicatorii vin și accentuează lucrarea mântuitoare interioară și spune că lucrarea exterioară nu este așa de importantă. Alții dimpotrivă, care sunt mai harismatici, neglijează lucrarea din interior mântuitoare, soteorologică și spun că de fapt lucrarea Duhului sunt numai darurile și numai manifestările de putere și numai minunile. Vreau să vă spun că Biblia nu este dezechilibrată ca oamenii. Biblia are o învățătură clară și dumnezeiască și ea pune în cumpănă două lucrări uriașe pe care le face Duhul Sfânt în complexitatea acțiunilor divine. Și prima dintre ele este să intre în inima unui muritor și să-l schimbe și să-l îndumnezeiască acolo în interiorul lui, unde nu pătrunde privirea omului. Și omul rămâne cu părerea trecutului, că a fost un destrăbălat, că a fost un bețiv, că a fost un curvar, că a fost un mincinos. Dar el nu știe că în taină Duhul lui Dumnezeu a schimbat curvarul ăla, a schimbat fumătorul ăla, a schimbat furăciosul ăla, l-a schimbat pe omul ăla, pentru că în interiorul lui, unde nu pot avea acces nici eu, nici poliția Americii, a intrat Duhul Sfânt și a făcut o lucrare tainică și puternică. O lucrare în care omul ăla s-a schimbat și omul ăla undeva e un soț și o soție, omul ăla undeva e un șef sau un subaltern, omul ăla undeva e un șofer, omul ăla undeva are o profesie. Ei bine, omul acela în casa lui, în viața lui, în profesia lui, în toate dimensiunile vieții lui s-a schimbat. Pentru că în sufletul lui a coborât Dumnezeu Duhul Sfânt și a făcut o lucrare mântuitoare, o lucrare salvatoare, o lucrare regeneratoare. Aceasta nu presupune daruri, harisme, manifestări, minuni și semne. E lucrarea ascunsă din interiorul unui om, o bătrână sau un tânăr. Prima lucrare pe care o face Dumnezeu este lucrarea care te întreabă cine ești, nu ce faci. Și dacă privim la lucrarea aceasta, trebuie să menționăm câteva lucruri. Din lucrarea aceasta face parte convertirea, adică pocăința și credința. Pocăința nu-i lucrarea Duhului Sfânt. Afirmăm în această seară, bazându-ne pe Evanghelie, nu pe tradiție și obiceiuri, pocăința este reacția omului la predicarea Evangheliei. Este adevărat că Duhul Sfânt are lucrări care ajută pocăința, dar până la urmă, omul este responsabil de pocăință, nu Duhul Sfânt. Uitați ce spune Scriptura. O să vă aduc aminte de versetul acesta pe care probabil l-a anticipat, Ioan 16, 7 și 8. Convinge lumea că este vinovată de păcat, convinge lumea de neprihănire și convinge lumea de judecată. Observați că Duhul Sfânt coboară în inima omului și prin predicarea Evangheliei, de aceea credința vine doar atunci când Evanghelia este predicată. Dar când Evanghelia este predicată, Evanghelia informează. Informația aceea merge în inima omului și în mintea lui și îl marchează, îl lovește, îl atinge, îl întreabă, îl cheamă. Și primul lucru care se întâmplă este că acest mesaj al Evangheliei îl convinge pe el de păcat. Asta înseamnă că Duhul îl convinge pe om că e păcătos. Până atunci era mândru, se credea
inteligent, perfect, realizat, dar această lucrare a Duhului în inima lui, o lucrare interioară, o lucrare ascunsă, o lucrare tainică, îi dă sentimentul profund, din ce în ce mai profund, că e un om vinovat și pur și simplu se demolează în interiorul lui. Îl cuprinde o stare de dezamăgire, de silă față de propria persoană. Nu-l mai satisface realizările materiale cu care se afișa în societate. Și pur și simplu se simte un gunoi, are percepția că e vinovat, îi e rușine de el, nu mai vede merite în el, ci doar defecte. Și atunci pur și simplu simte că se întâmplă ceva cu el. Ce se întâmplă de fapt? Duhul Sfânt îl convinge că este păcătos, că este vinovat. Ăla e un moment bun ca să se pocăiască. Ăla e un moment bun ca să exprime acest sentiment interior de remușcare la nivelul emoțiilor și de regret la nivelul cognitiv, rațional, și să se pocăiască. Dacă ratează momentul acela, pocăința va fi mult mai greu de realizat în viitor. Există un moment când Dumnezeu te face să te simți vinovat. Există un moment când Dumnezeu îți dă percepția vinovăției, a falimentului, a faptului că ai trecut prin viață cu spatele la el și cu fața la plăceri, la religie și la tradiții omenești. Și Duhul Sfânt are rolul acesta să te facă să te simți vinovat, dar decizia de pocăință ți aparține. Apoi, Scriptura ne spune următorul lucru, te convinge de neprihănire. Duhul spune că Iisus Hristos a venit în lumea aceasta și a produs neprihănirea murind pe cruce. Și această neprihănire acum o oferă oamenilor care se simt vinovați. Și oamenii aceștia dau vinovăția lor lui Hristos. Și Hristos le dă neprihănirea lui. Aceasta este de fapt lucrarea pocăinței și a credinței. Dar Biblia spune convinge de judecată. Asta înseamnă că Duhul convinge pe om că diavolul a fost judecat și înfrânt. Și de asemenea, Dumnezeu va aduce o zi de judecată pentru toți oamenii. Aceasta este lucrarea Duhului. Lucrarea aceasta este începutul lucrării regeneratoare, schimbătoare, mântuitoare din interior. Convertirea care presupune credința și pocăința. Apoi, lucrarea aceasta din convertire, dacă omul dă curs lucrării Duhului Sfânt și chemării Evangheliei din inima lui, omul simte că începe să se schimbe, în inima lui se fac schimbări uriașe, nu mai își poate permite să facă lucruri pe care le făcea cu nonșalanță, adică cu libertate. Și pur și simplu îi se schimbă mintea. Asta e lucrarea de regenerare. Este lucrarea de naștere din nou. Lucrarea aceasta a nașterii din nou o face Duhul și Cuvântul. Cuvântul spune ce și Duhul spune cum. Cuvântul spune ce să faci și Duhul îți dă putere ca să faci lucrul acesta. Regenerarea aceasta este necesară și ea urmează convertirii, adică urmează, urmează credinței și pocăinței. Dar după această stare de regenerare, omul se trezește implicat într-o nouă dimensiune a vieții, se simte preocupat de lucruri pe care le-a neglijat până atunci, începe să aibă alte priorități și pur și simplu nu-ți mai găsește plăcerea în vechiul anturaj, în vechile obiceiuri, în vechile valori și obiceiuri pe care le avea. Și începe să-și schimbe viața, se simte atras de o nouă dimensiune, de o nouă perspectivă și pur și simplu se angajează într-o sfințire a vieții. Sfințirea aceasta nu este darul mântuirii primit, ci este angajamentul zilnic și practic al vieții lui. Îl tentează ca și până atunci tot felul de ispite, tot felul de tentații și de păcate, dar pur și simplu respinge și începe să se angajeze în fața lui Dumnezeu pentru împărăție. Se angajează în fața lui Dumnezeu și încet, încet în interiorul lui, pur și simplu ia formă, ia chip Iisus Hristos. Înainte de asta era un om urât, mândru, arogant, egoist, nu te-ai fi lipit de el cu nimic. Dar s-a întâmplat o lucrare în interiorul acestui om fără să fie atins de mână omenească. A venit Duhul Sfânt și i-a dat sentimentul că e vinovat și profitând de starea aceasta, simțindu-se un falimentar și un gunoi din punct de vedere duhovnicesc, omul s-a pocăit. Și această stare de pocăință l-a împins într-o dimensiune unde i s-a schimbat interiorul și apoi s-a simțit atras într-un anumit cerc de oameni.
S-a simțit atras să asculte anumite lucruri care au legătură doar cu această perspectivă. A început să-i fie silă de goliciune, a început să-i fie silă de păcat, a început să-i fie silă de distracții murdare, de împlinirea instinctelor primare, a început să-i fie silă de lucrurile pe care își cheltuia banii, pentru care își cheltuia banii. Și pur și simplu omul acesta e un alt om. O lucrare interioară se întâmplă în el. Se uită vecinii, colegii, familia și nu știu ce să creadă. Spun, ce-i cu tine? Cer explicații. El nu știe să explice prea multe lucruri, pentru că de fapt lucrurile acestea sunt greu de pus în cuvinte. El spune doar atât: vreau să-L urmez pe Dumnezeu. Și oamenii încearcă să-L convingă, dar și până acum ai avut religia ta. Și el spune, nu mă înțelegeți, aici nu-i vorba de religie. Aici este vorba de altceva. Pur și simplu m-am întâlnit cu Dumnezeu. Cum? Ce culoare are? Unde L-ai văzut? Arată-mi-L și mie. Și omul nu știe să spună. Nu știe să spună prea multe, dar el are niște experiențe care se potrivesc cu învățătura Evangheliei. Lucrarea aceasta interioară nu presupune daruri, nu presupune autorități, nu presupune mărturii. Lucrarea aceasta este în interiorul omului. Este acolo unde nu are acces muritorul. Pur și simplu se petrece sub manifestarea puterii lui Dumnezeu. Dar decizia de pocăință este a omului. Cât de vinovat ar trebui să fie un muritor dacă îl refuză pe împăratul să se pocăiască, în timp ce împăratul a cheltuit totul pentru el? A deschis cerul, a îndumnezeit pământul, a coborât în formă de copilaș, l-a trimis pe Duhul Sfânt, a trimis Evanghelia, îl cercetează, îi dă sentimentul că este vinovat, pentru ca să, pe fondul acestei percepții de vinovăție, să se sfințească prin sfințirea pe care i-o dă Hristos în dar, acesta numindu-se har. Cât de vinovat ar trebui să fie un om care calcă în picioare planul lui Dumnezeu cu privire la el? Mare îi va fi osânda, nu doar că e păcătos, ci pentru că după ce este păcătos, respinge harul care ar trebui să-l ierte și să-l mântuiască. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt din interiorul meu. Pentru foarte mulți oameni n-am nicio valoare, dar Dumnezeu m-a iubit. A venit în viața mea când am avut 21 de ani. Nu s-a uitat la faptul că am trăit într-o casă unde nu aveam curent electric. Dumnezeu a venit în viața mea și în inima aceasta păcătoasă de om, El a făcut o lucrare de slavă care a schimbat totul. O lucrare care m-a pus în situația să aleg și să mă angajez pentru împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea interioară, lucrarea de mântuire, lucrarea care presupune convertire, naștere din nou și sfințire. E lucrarea pe care o face Duhul înăuntru. Dar în lucrarea aceasta lucrezi împreună cu Dumnezeu, pentru că accepti să te pocăiești și să crezi sau respingi să te pocăiești și să crezi. Dar numai că Duhul Sfânt, după ce te transformă, după ce te schimbă, după ce, asemenea unui cuțit pe care l-a scus la polizor și acum este bun să taie pâinea sau altceva, acum Duhul Sfânt începe să facă o lucrare exterioară. Lucrarea aceasta nu mai te are în vedere pe dumneata, ci dimpotrivă te folosește pe dumneata. Lucrarea aceasta nu se mai face în interior, ci lucrarea aceasta prin dumneata se face în exterior. Lucrarea aceasta nu mai are rol mântuitor, ci are rol slujitor, are rol harismatic, adică harismele Duhului însoțesc slujirea acestui om și devine un ambasador al lui Hristos, un martor al lui Hristos. Stați aici până veți primi puterea de sus. Dar când veți primi puterea de sus, ei erau deja mântuiți. Să mergeți și să mărturisiți. Noi nu mai mărturisim în interiorul nostru. Noi mărturisim în exteriorul nostru. Noi mergem dincolo de zidurile personale, familiale sau bisericești. Noi mergem la oameni care probabil sunt oameni răi. Sunt oameni de toate felurile, dar mergem la ei pentru că e o lucrare exterioară. Plecăm de acasă, nu mai dormim în patul nostru, nu mai mâncăm ce ne place nouă, ci mâncăm ce găsim, ce putem, ce ne dau alții. Nu mai avem timp să ne respectăm programul ca acasă, nu mai e soția să se îngrijească de tabieturile, de obiceiurile, de sensibilitățile noastre. Dormim când aici, când dincolo, odată mai mult, odată mai puțin, dar e o lucrare exterioară, pentru că în interior Dumnezeu a pus un foc, focul acesta te mistuie. Focul acesta te frânge, focul acesta te schimbă, focul acesta te trimite, focul acesta te pune pe foc. Și acum Biblia vorbește despre manifestarea darurilor în această slujire, manifestarea harismelor. Și în 1 Corinteni capitolul 12 se vorbește despre 12 harisme, adică 12 manifestări ale harului, ale puterii Duhului.
Și Scriptura ne spune și în alte părți din Biblie, în alte cărți, în alte epistole, despre alte manifestări de daruri. Și întotdeauna în lucrarea aceasta din afara omului, în lucrarea aceasta harismatică, în lucrarea aceasta de slujire, nu de mântuire personală, nu în interior, nu, ci acum omul este copilul lui Dumnezeu. Omul este copilul lui Dumnezeu. La momentul acesta apare nevoia botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt nu e implicat în mântuire, dar botezul cu Duhul Sfânt oferă resurse de slujire. Vă întreb, prin ce se manifestă puterea lui Dumnezeu dacă nu prin daruri? Prin ce se manifestă autoritatea lui Dumnezeu dacă nu prin slujbe? Prin ce se manifestă mărturia lui Dumnezeu dacă nu prin roada Duhului, adică prin caracterul spiritual? Dacă Duhul Sfânt nu va da daruri bisericii, atunci nu vom avea putere. Dacă Duhul Sfânt nu va da autoritate predicatorilor, nu va da autoritate slujitorilor de toate felurile, nu vom avea autoritate. Și dacă Duhul Sfânt nu va da o mărturie pentru oamenii care ne înconjoară, adică un caracter spiritual, roada Duhului, ce vor zice oamenii la care mergem cu Evanghelia când ne știu niște ipocriți, niște lacomi, niște... Și lista poate continua. Dacă mărturia noastră nu este Galateni 5 cu 22 și cu 23, dimpotrivă roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, credincioșia, facerea de bine, bunătatea, înfrânarea poftelor. Când vecinul te cunoaște așa, va fi interesat să meargă unde mergi tu. Când colegul de lucru te va vedea în maniera aceasta, el va avea un respect considerabil pentru dumneata. Când vei vorbi, o să tacă să te asculte, nu te va disprețui. Va vedea în persoana dumitale un individ special, unul care își câștigă dreptul să vorbească. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu face două lucrări mari. Prima e în interiorul omului, care mântuiește, convertește, pocăință și credință, regenerează, naște din nou și sfințește de asemenea. Ei, acum între aceste două lucrări apare experiența botezului cu Duhul Sfânt. Este nevoie de resurse, este nevoie de asemenea de putere pentru ca să rămâi credincios lui Dumnezeu și să nu cazi, să nu te vinzi păcatului din nou. Primirea puterii divine pentru mărturia Domnului Iisus Hristos este primul scop. Echiparea cu daruri duhovnicești este al doilea. Sfințirea vieții este al treilea. Accentuarea reverenței față de Domnul, învingerea firii pământești, manifestarea iubirii față de Dumnezeu, față de familie, față de biserică și față de oamenii necredincioși. Sau echiparea duhovnicească pentru a avea o comuniune cu Tatăl, așa cum se vorbea de dimineață. Acum vreau să vă întreb în încheiere, stimații mei, cum va putea un om să facă lucrarea aceasta interioară dacă îl va respinge pe Duhul Sfânt? Cum va putea un om să facă lucrarea aceasta exterioară dacă îl va respinge pe Duhul Sfânt? Cine va putea să manifeste puterea lui Dumnezeu dacă Duhul Sfânt nu este în inima lui să-l schimbe mai întâi pe el și prin el să-i schimbe pe alții? Să devină el ucenicul cuiva și mai apoi mentorul altcuiva. Pentru că așa spune 2 Timotei 2 cu 2. Ce ai auzit de la mine în fața multor oameni, la rândul tău încredințează și tu la oameni de nădejde. Dar asigură-te că aceștia înțeleg principiul multiplicării și ei la rândul lor să spună la alții. Astăzi, la acest sfârșit, la acest apus al veacurilor, ne îndreptăm privirea în ziua de cincizecime când îl onorăm pe Duhul Sfânt înspre cer și ne întrebăm, Doamne, ce șanse are biserica ta fără ca tu să fii în centrul ei? Ce va face o biserică ca să prezinte în fața unei lumi destrăbălate, super tehnologizate și aproape la finalul procesului de globalizare? Cum va reuși să prezinte o mărturie care să o atragă la Iisus Hristos? Unde este mărturia bisericii care să atragă oamenii necredincioși, care să stârnească curiozitatea în inima lor, care să ne dea dreptul să ne impunem și să fim respectați, să vadă în noi niște oameni de cuvânt, niște oameni de încredere, niște tați, niște mame, soți, soții, muncitori, șefi, oameni speciali, oameni care au roada Duhului Sfânt în viața lor, oamenii care au un caracter duhovnicesc. Astăzi biserica se confruntă cu această mare problemă, cu această mare provocare.
Oamenii cântă, oamenii predică, oamenii vin la slujbă, însă a fi plin de Duhul Sfânt și acest Duh Sfânt a produce roada Duhului pe care să o manifesti, înseamnă mult mai mult decât să faci ceva înaintea lui Dumnezeu. Înseamnă să fii un om care atrage respectul celor care te cunosc. Astăzi Biserica lui Dumnezeu este confruntată cu această teribilă provocare. Unde-i mărturia bisericii? Unde-i mărturia oamenilor în vârstă? Unde-i mărturia tinerilor? Unde-i mărturia bărbaților? Unde-i mărturia femeilor? Unde-i mărturia familiilor? Roada Duhului Sfânt este produsă de Duhul Sfânt. Roada Duhului Sfânt este produsă de Duhul Sfânt. Asta înseamnă onoare. Asta înseamnă demnitate. Asta înseamnă caracter. Asta înseamnă omenie. Asta înseamnă respect. Asta înseamnă cinste. Asta înseamnă echilibru. Unde este astăzi roada Duhului Sfânt? Biserica este provocată pentru a avea, pentru a păstra, pentru a promova. De asemenea, astăzi slujitorii se confruntă cu nevoia de daruri pentru a manifesta puterea și nevoia de slujbe pentru a manifesta autoritatea. Se uită astăzi prorocii, păstorii, prezbiterii, diaconii și predicatorii, se uită după ungere, caută rusaliile, au nevoie de ungere în predică. Fiecare predicator vine tremurând aici și se întreabă, va da Domnul ungere pentru peste schița aceasta pe care am alcătuit-o în rugăciunea mea de acasă în ultimile zile? Va face Domnul ceva special? Va binecuvânta Dumnezeu predica mea în inima acestor oameni? Vor înțelege ei că le vorbește Dumnezeu? Se vor frânge ei? Vor avea ei percepția vinovăției? Se vor apleca ei înaintea Domnului, nu râzând, că nu suntem la teatru, ci plângând și pocăindu-ne, spunându-ne, Doamne, am 50 de ani și nu știu dacă mai trăiesc o zi, un an sau 10, dar sunt atras de materialism, sunt atras de bogăție, de lume, de plăceri, iar la casa ta vin o dată pe lună și mi se pare corect. Predicatorii caută ungerea, vor să zdrobească acest întuneric al vremurilor sfârșitului. Cântăreții, leviții și ei caută ungerea. Se pregătesc, vin la biserică o dată, de două, de nouă, în timpul săptămânii și vor cântările lor să cheme lacrimi, să cheme pocăință, să se umple sala aceasta, să ne vină și copiii, și bărbatul, și nevasta. Vrem o trezire, dar cine să o facă? Am țipat cât am putut, am predicat cât de bine am știut, am lămurit programul ăsta în seara asta, ajutat de păstorii asistenți, cât de bine am știut, dar dacă Duhul lui Dumnezeu nu este deasupra acestor lucruri, dându-le valoare și ungere, atunci o să îmbătrânim făcând lucruri singuri. Și asta pentru că nu ne place rugăciunea, ne place să fim sportivi, să fim politicieni, ne place orice, dar la rugăciune vin 10 sau 15. Și suntem o biserică penticostală. Fraților, eu pot să mă opresc chiar acum, nu mai scot nicio vorbă, dar Duhul lui Dumnezeu într-o zi se va uita în ochii noștri în ziua judecății, pentru că ne-a vorbit când într-un susur blând, când într-o flacără explozivă de foc, ca să ne spună următorul lucru: o dată pe lună nu poți să vii la rugăciune? În fiecare zi muncești 10 ore. O dată pe săptămână nu poți să postești? Nu vrei să trăiești în locul lui Bradin sau altul sau altul sau altul pe care i-a chemat Domnul acasă? Pavel nu mai este, dar a rămas eu și cu dumneata. Te întreb în această seară, este lucrarea interioară săvârșită în inima noastră? Există pocăință și credință, există naștere din nou și sfințire? Există capacitatea aceasta dumnezeiască a botezului cu Duhul Sfânt de a se trece la lucrarea exterioară, la slujire pur și simplu, unde se manifestă darurile, darurile lui Dumnezeu, darurile lui Dumnezeu de minuni, de descoperire, darurile puternice ale lui Dumnezeu, în cine să se manifeste ele? Nu se pot manifesta toate într-un om. Și Biblia ne spune că fiecăruia i s-a dat arătarea slujirii spre folosul altora. Fiecăruia, și dumitale și mie, fiecăruia ni s-a dat arătarea Duhului spre folosul altora. Manifestarea aceasta a puterii trebuie să curgă prin noi, pentru că noi a avut loc mântuirea lui Dumnezeu, o lucrare interioară care ne cheamă în afară. Și apoi,
Autoritatea trebuie să se manifeste prin slujbe. Slujbele acestea care trebuie făcute sub ungere. Slujbele acestea care trebuie să demonstreze disciplina și organizarea lui Dumnezeu. Și apoi, slujirea aceasta a Bisericii lui Dumnezeu, lucrarea aceasta exterioară are nevoie de mărturie. Oamenii lui Dumnezeu, preferăm predicile nevinovate, care nu ne ajung bine la urechi. Ne simțim puși la colț, expuși atunci când predicatorii devin incisivi și confruntativi. Nu ne place să fim confruntați, pentru că noi înșine știm că suntem vinovați de comoditate, de un creștinism care vrea să devină în noi un creștinism compromis, mediocru și superficial. Avem timp 10-12 ore pentru noi și pentru pământ, în timp ce noi pretindem că iubim cerul, pentru care nu avem 10 minute sau 15 minute pe zi timp ca să dedicăm o rugăciune, un capitol din Biblie, o părtășie cu un frate sau un serviciu divin sau de rugăciune la biserică. Scumpii mei, nu sunt nimic mai mult decât unul dintre dumneavoastră, dar e cincizecimea. Repetăm o istorie care ne obligă. Repetăm o istorie care ne cheamă. Repetăm o istorie care ne zdrobește. Repetăm o istorie care ne vorbește despre ceva care trece dincolo de noi. Repetăm o istorie care face cerul să se deschidă. Repetăm o istorie care îi pune pe oamenii cei mai tari în situația să se mire de marea putere a lui Dumnezeu arătată prin biserică, prin puterea darurilor și prin autoritatea slujbelor. Avem o istorie care ne împinge din spate. Vreau să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm în această seară. Să încheiem această zi a cincizecimii stând înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm de un singur lucru. Nu te întreba ce face Pavel și Petru, întreabă-te ce faci dumneata. Nu te întreba ce face Iacov sau Ioan, întreabă-te ce faci dumneata. Nu te uita unde a fost el trimis în lucrare, uite-te unde ai fost dumneata. Întreabă-te ce faci pentru Dumnezeu. Ce ai fi putut să faci mai mult? Cum îi vei explica lui Dumnezeu că ai oprit o grămadă de lucruri pe care le-a pus în hambarul sufletului dumitale ca să le manifesti pentru împărăție și nu le-ai făcut? Din o milion de motive merită regele această lipsă de mijloace de producție. Merită regele să stea în drum, că nu mai are lopeți, nu mai are furci, nu mai are greble, nu mai are mașini, nu mai are tractoare. Unde-i ceata de sfinți, cea mai mare religie de pe fața pământului? Unde sunt miile de predicatori, de păstori, de prezbiteri, de diaconi, de dirijori și de oameni în plus de Duhul Sfânt? Ce fac ei? Că ne înghit musulmanii, ne înghit sodomiții. Poporul Domnului, cincizecimea ne împinge din spate și ne spune: sunteți responsabili de repetarea ei, sunteți responsabili de repetarea ei, aveți totul ca și apostolii, n-au avut nimic mai mult decât noi. Aș vrea să stăm înaintea Domnului cu responsabilitate. Nu știm cât vom mai trăi, dar oricât vom mai trăi va fi puțin. Ar fi bine dacă puținul acesta l-am închinat Domnului și l-am onorat pe El. Vă chem să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm în încheierea slujbei divine. Să vă mulțumim pentru vizionare!
harul Domnului să aveți îngăduință cu mine câteva clipe și să vă aplecați capetele înaintea Domnului. Fiindcă în această seară simt în inima mea să întreb următorul lucru. Aplecați-vă capetele, aplecați-vă capetele și rugați-vă. Simt în inima mea să întreb dacă în această seară aici este cineva care vrea să se pocăiască și să creadă, să-și dea viața Domnului. Dacă o astfel de persoană este aici, să nu-i fie deloc rușine. Noi toți am făcut asta cândva, începându-ne viața cu Domnul Iisus și relația spirituală personală cu El. Aș vrea să fac o rugăciune pentru oamenii aceștia, dacă sunt aici. Aș vrea să vă rog să ridicați o mână în momentele următoare. Să nu vă fie deloc greu să faceți lucrul ăsta. Simțiți-vă liberi să faceți asta, să ridicați o mână și prin gestul acesta convențional să spuneți Domnului următoarele lucruri. Cred în Iisus Hristos și mă pocăiesc de păcatele mele. Dacă vrei să faci lucrul acesta, te rog, nu te simți deloc împins. Eu nu o să repet încă o dată lucrul acesta, ci vreau doar pentru că mântuirea este a lui Dumnezeu să ofer șansa în mod public fiecărei persoane care a fost în slujba divină din această seară. Dacă este cineva aici jos în sală, să ridice mâna. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sus la balcon este cineva, să ridice mâna. Și vreau să pun a doua întrebare. Dacă sunt aici persoane, frați și surori de-ai mei, de-ai noștri, care în seara aceasta s-au simțit vinovat pentru că nu au gestionat lucrarea exterioară după programul lui Dumnezeu și au făcut-o după programul personal, încetinind lucrarea Domnului și făcându-se vinovați în fața Stăpânului prin neîmplinirea intereselor împărăției. Dacă sunt aici astfel de oameni, atunci îi rog să ridice o mână. Dumnezeul gloriei al cerului și al pământului, câteva cuvinte vom mai spune înaintea ta, din adâncul inimii noastre de muritori. Am ajuns la vârsta la care ne dăm seama că trăim într-o lume destrăbălată și viața aceasta este praf și fum. Venim la tine, Creatorul nostru, și ne rugăm pentru persoana care în această seară a ridicat mâna vrând să se pocăiască și pentru alții care din anumite motive nu au ridicat mâna. Ne rugăm pentru frații și pentru surorile care au ridicat mâna ca un angajament al faptului că inima lor arde pentru tine. Ia inima aceasta și aprind-o mai mult, punând-o la dispoziția ta pentru împlinirea intereselor tale. Îți mulțumim că ne-ai ținut în viață până la cincizecimea din anul 2013, ca să mai putem lăcrima o dată de dragul tău. Să ne mai scânteze odată sufletul în cinstea numelui Tău și să ne mai aprindem odată în rugăciune și în cântarea de laudă, spunând împreună, trăiască Domnul! Amin! Lăudat să fie Dumnezeu! Frați și surori, aș vrea să ne despărțim pentru că s-a încheiat timpul, am trecut câteva minute peste. Vă mai aduc aminte doar de două lucruri, apoi vă cer să vă salutați și să mergem în pace și în liniște acasă. Primul lucru este faptul că mai sunt Biblii de cele cu copertă maronie pe care ni le-a prezentat fratele Mătăsaru. Aici trebuie să spun trei cuvinte. Biserica Ortodoxă din România revendică dreptul de proprietate asupra traducerii Cornilescu și nu mai permite evanghelicilor să traducă Biblia aceasta și nu mai s-o cumpere de la ei prin drepturile acestea legale care funcționează astăzi ale copyright-ului. Așa se face că foarte probabil vom intra într-un viitor apropiat, într-o criză de a mai avea Scriptura. Nu spun lucrurile acestea doar pentru ca să o cumpărați. Cumpărați-o pentru că ar fi bine să aveți o Biblie pe care să o dați cuiva. Al doilea anunț este faptul că duminica viitoare vrem să ne rugăm pentru familiile care au aniversare în luna mai. De aceea, în seara aceasta vă recomand să mergeți la secretariat și să completați formularul acela spunând că și dumneavoastră sunteți în această situație. Vă invit în încheiere să vă întoarceți înspre cei ce v-au fost alături, să-i binecuvântați de cincizecime, să le spuneți cuvinte frumoase și să vă salutați unii pe alții. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Să mergeți în pace acasă, noaptea să vă fie liniștită, iar săptămâna plină de pace. Dumnezeu să vă binecuvinteze!